bună și bine ați revenit la ziua numărul 5, cred, a acestui Bookmas, Vlogmas. Azi nu cred că am nicio carte să vă arăt. N-am să vă las la final sau între clipuri. Sau de fapt nu, cred că deja o să-l vedeți la început. Un video de cu seară, cum ar veni, de cu o seară înainte. Mi-am făcut o ciocolată caldă, am mâncat o portocală și am citit puțin. Acompaniată, bineînțeles, de Luna, pentru că unde și eu trebuie să fie și ea neapărat. Și ce vreau să vă arăt azi, am fost la niște mici cumpărături. Pentru casă, da, pentru casă și... Raluca s-a răzgândit, nu mai vrea să pună vârful de brad în brad, vrea să pună altceva în vârful bradului, veți vedea imediat ce. Dar înainte să vă arăt alea, vreau să vă arăt alte chestii. Știu că am zis, cred că în vlog, un bookmas, un vlogmas cu numărul 3, că vreau să mă duc la Ikea. Am fost la Ikea, n-am găsit ceva ce să-mi placă, deci nu pot să cred. M-am dus după niște pahare, am să vă pun o poză pe aici dacă le mai găsesc. Nu mi-a plăcut deloc cum arată, aveam impresia, deci cred că dacă pun paharele alea în mașina de spălat vase, cred că sare roșul ăla de pe ele imediat. Dar în fine, dacă voi mai merge, poate voi lua totuși două. Oricum, când am fost, mi-era puțin cam greu să mă duc pentru că eram pe jos și paharele la Ikea nu vin puse, gen alea-s pahare la bucată, cum ar veni și... Nu vin puse într-o formă sau ceva ca să nu le ciocnești unul de altul și cred că ăsta a fost unul din motivele pentru care nu le-am luat. Dar dacă voi merge cu prietenul meu într-o zi, probabil vom lua două, măcar două să avem. Dar în fine. Am fost la Horbach și am găsit niște farfurii foarte drăguțe. Acestea. Asta este varianta mare. Am văzut că au și variantă mai micuță, gen... Și boluri, da? Nu știu de ce n-am luat asta. Cred că a fost 15 lei sau 20 de lei, ceva de genul. Și mi-a plăcut foarte mult cum arată, dar cred că am să mă duc eu să o iau și pe aia micuță, când o să mai mergem la Horbach. Am luat instalații de aceea de pus pe casă, dar că am pus-o deja și n-am mai filmat pentru că ploua afară și era urât și am zis că n-are rost să filmez. Și după am mers în mall, într-unul dintre mall-urile lor. Și am... Dar de fapt stau să vă arăt că alea tot de la Horbach le-am luat pentru... Stați așa. Pentru vârful bradului. Da. Am luat. A luat Raluca. Ca să-i ajungă. Deci avem așa... Două secunde că le înmulțesc. Le înmulțesc și... două dintre astea, nu știu... cum se cheamă. Am văzut la o tipă pe în America că în loc de vârf de brad a pus dintre astea așa în vârful bradului, le-am înfins acolo în vârful bradului și arăta foarte frumos. Deci avem așa, două roșii, două albe. Am vrut să iau așa și roșii, doar că nu aveau roșu pe care vroiam eu. Aveau un roșu mai închis și mi-a plăcut. Două roșii și două albe. Așa, și aici avem astea, de asta am găsit numai una cu alb, am mai căutat, dar n-am mai găsit, și două de astea cu roșu. Acum, o să vedem când facem bradul, cum o să fie, deci astea le-am luat de la Hornbach, iar de la, am un câine aici sub birou care, de ce trântești? De ce arunci? Iar de la magazinul acela din mall, am luat niște chestii drăguțe. Vreau să decorez acea masă acolo pentru că nu am pus nimic aici la mine în camera. Nu trecut știu că am pus un brăduț, dar parcă am vrut altul pentru că ăla vreau să-l pun în dormitor. Și am zis că dacă totuși vreau să decorez aici, poate o să inserez în clipul ăsta cum decorăm aici camera, pentru că nu cred că să am clip prea lung acum. Am luat să pun ceva pe masă și am luat găsit acești doi aceste două figurine. A fost 2,95 euro, 90 de coroane, nu știu cât înseamnă în lei, dar mi-au plăcut atât de tare că am zis că vreau și eu să iau. Și tot acolo în magazinul ăla am găsit un brăduț dintre ăsta și pentru dânsul am luat o să-l decorăm oricum împreună.
Am luat toate acolo, dacă n-ar și cădea 100 de chestii din el, bine ar fi. Am găsit... Stați acasă. Cred că vă foșnesc în ultimul hal. Am găsit niște... niște globulețe de astea așa. Eu am vrut să le iau pe care au costat. Cât au costat? 0,95 de euro. N-au fost mult, 30 de coroane au fost astea toate. Și am luat două de astea. Ele vin așa, cum ar veni pe o sârmă. Ideea care este, eu am vrut să le iau pe albastru ca să se potrivească cu ce am eu pe aici prin casă. Doar că avea un albastru, nu zic nu, doar că era foarte închis. Și altă culoare, alb, n-am vrut să iau, am zis că hai să iau mov. Și cu asta ce faci? Le iei, iei brăduță și... Uite așa, l-ai pus acolo. Deși erau brăduți de ăștia și gata decorați, dar am zis că hai, parcă ar fi mai frumos să îi decorăm împreună. Așa că cred că am să întorc camera și o să ne apucăm noi să decorăm acest mic brăduț și să ne apucăm să... facem un pic camera asta. Ideea care este, vreau să pun în camera asta, vreau să pun o instalație și cam atât. M-am gândit prima oară să iau și să pun un o beteală de aia în jurul ușii, dar după aia m-am răzgândit. Îmi schimb părerea de la zi la zi. Așa că am să vă las în continuare să vedeți cum decorez și cum curăț această cameră. Și nu știu dacă are rost să vă arăt cum fac brăduțul ăsta, că n-am, vedeți, așa vine. Am să vă arăt la final cum arată total. Hai că mă apuc să curăț camera și cam asta este tot ce vreau să vă zic. Am să vă pun o melodie că stau eu și curăț camera și eu decorez, pentru că n-are niciun rost să stați să mă vedeți pe mine, să mă auziți, că nu cânt sau chestii de genul și nici nu am voce dacă aș cânta. Așa că da, și mâine... Nu știu, vedem ce facem mâine, n-am nici cea mai vagă idee ce va fi mâine în vlogul de mâine, dar da, cam asta este tot pe azi, ne auzim mâine cu un alt video. V-am pupat, pa, pa!